propun să trecem la segmentul următor, cel al segmentul mărfurilor și al materiilor prime. Aici putem uh, discuta puțin despre aur, unde văd deja uh, întrebări. Nu vreau să scadă atât cât... <laughs> ne un participant, nu vreau să scadă în paranteză atât cât mi-aș dori eu, rezistă prea bine. Uh... Discuția se pune, se pune în felul următor. Uh, zona importantă de rezistență, 1529-1530, ce uh, se așteaptă, ce poate să facă piața de aici înainte. Uh, dobânzile, vedem, sunt încă relativ scăzute. Uitați-vă la acest trend. Am fost mai jos, a fost pe 1.52-1.53, dar 1.58 nu înseamnă o revenire notabilă și piața este mult mai jos cu dobânzile, deci mult mai sus cu prețul bondurilor iar uh, un lucru destul de interesant la urma urmei la nivel global avem trilioane de dolari echivalent de bonduri, de titluri de, uh, de stat de obligațiuni suverane cu dobânzi negative. Adică doresc siguranță, cumperi niște titluri de stat germane din piață și uh, la scadență primești mai puțin bani decât decât ai investit. Nu cu mult mai puțin, dar mai puțin. Un 0,6% pe an ești penalizat. E un comision uh, aparent. Putem să-l vedem așa, deși uh, da, e o simplificare. E o reambalare. -re În timp ce în uh, condițiile în care investește în aur nu ai un cost, bine, în afară de ce de tranzacționare normal, uh, care există și la titlul de stat. Dar uh, totuși te expui la riscul de preț. Iar uh, asta este, cred, ceea ce îi ce uh, lasă așa un pic uimiți pe, pe investitori, Oare aurul acum a crescut prea mult? S-a mișcat, a fost multă vreme sub 1300 și din iunie, deci pe parcursul verii, a crescut cu vreo 14%, ceea ce este mult pentru acest instrument care, care a avut ani de zile fluctuații de în șase luni, a avut, să zicem, cel mult 10%. Uneori chiar, chiar mai puțin pe anumite segmente. Deci a fost luni de zile cu, cu variații de 3%. Iar acum, din toată, o mișcare foarte pronunțată. Aurul, cred că, la fel ca orice alt instrument, are nevoie de o, de o pauză după, după impulsuri puternice și impulsul recent, din, din august, a fost un impuls puternic, de peste 5% în câteva sesiuni cred că e, dacă ar rămâne aici peste 1500 sau, mă rog, să zicem peste 1488, acela ar fi un semnal de forță pentru, pentru, viitor și ar da o bază bună pentru crește. Dar e prea de vreme, să zicem, că rezistă pe aici. Uh, Powell în varianta principală, spune eu, dar care are o probabilitate de puțin peste 50% și... Hai să spunem pe 55% acum dar vor mai fi declarații, vor mai fi evenimente și ele pot să reorienteze, să redeseneze aceste probabilități. Dar ea spune 55% va, va vorbi despre o nouă de dobândă, dar nu va fi la fel de dovish pe cât așteaptă, pe cât așteaptă piețele. E. Într-o asemenea ipoteză, aurul ar trebui normal, ar avea de suferit. Dolarul ar avea de câștigat, iar bursele, de asemenea, nu ar s-ar simți foarte bine. Însă, dacă Powell merge pe cealaltă direcție, cum arată raportul risc de fapt? Cred că arată cam așa, dacă Powell este destul de... Dacă discursul de vineri de la Jackson Hall este uh, nu pe placul piețelor, este mai restrictiv, nu se aruncă Fedul să taie rata de dobândă de mai multe ori până la finalul anului sau măcar să o promită. Spune că avem de așteptat, insistă pe faptul că este un mid-cycle adjustment, e atunci probabil că cel puțin o, 1466, dar eu aș zice mai degrabă niveluri în zona liniei de trend, cam spre 1430-1440 ar putea fi atinse. Asta în prima fază, dar după aceea am scăpat de uh, am scăpat de uh, tensiunile cu China, am scăpat de Hong Kong, am scăpat de încetinea uh, din industrie în Europa care se se vede la un alt nivel și în statele Unite, de Brexit, de alte riscuri geopolitice. Uh, nu. Și de aceea eu zic că mai degrabă linia de trend ar uh, aceasta uh, semnalată recent, ar avea șanse să reziste. În cazul celălalt, ce s-ar petrece? Am sparge maximele, foarte posibil, care nu sunt maxime istorice, așa cum am văzut la un moment dat în presă, sunt maxime istorice exprimate în lei, dar nu, nu și în dolari. Și dacă mergem peste 1529-1530, mergem peste o zonă semnificativă o zonă de suport atât de, atât de veche și atât de puternică atunci, încât este posibil ca în timp să, să, se deblocheze repere considerabil mai sus. 1548 ar fi în primă fază, 1556 niveluri de, de urmărit, dar eu zic că în timp vorbim poate de 1600 sau chiar un 1600. 15.616. Ceea ce pare că se petrece aici cu aurul este o, este o pauză, dar o pauză care, din care va ieși destul de, destul de probabil chiar vineri. Bun. Uh, văd o întrebare dacă se scade, dacă în acest scenariu se scade la pachet și aurul și bursele. Da, cred că este, este posibil. Este chiar, uh, este chiar, probabil să scade la pachet și aurul și bursele. În prima fază, asta nu înseamnă că o va ține așa zile la, zile la rând, dar uh, sau foarte multe zile la rând, dar ar putea să, să țină o sesiune, două și uh, cred că cred că da, dacă Paul dezamăgește, vom avea această evoluție sincronizată. Însă, trendul e destul de bine destul de bine formulat aici. Aș vrea să mai fac un lucru înainte de a merge mai departe. Putem desena un canal de trend și astfel, însă am ales aceste două puncte și ignorăm un, un... candlestick cu o umbră lungă. Haideți să facem așa, să punem o linie punctată care să reținem că înseamnă faptul că e, e schițată această idee și astfel să mă obținem o linie de suport intermediar în jurul de 1483 sau poate ne ajută zilele următoare. Dar să reținem că nu e foarte puternică, nu e foarte bine definită și de aceea să nu-i acordăm importanță excesivă. Doar o avem acolo dacă e nevoie de un reper intermediar. Bun. Uh, va fi interesant, da? Va fi distractiv. <laughs> uh, va fi distractiv. O să, o să mă uit la, la piață și, uh, și vineri sper să am uh, conexiune exact în acea perioadă uh, când va fi discursul și reacția. Bun. Pentru petrol, revenirea este una mai lentă acum. Am. Uh, Reușit să spargem acel, acel interval. Vedeți, n-a fost ușor s-au luptat destul de destul de serios cumpărătorii cu vânzătorii. Au fost chiar o încercare de a atinge linia de trend. Și totuși tendința este de creștere cu toate că vine numărul de spot de funcțiune a fost, a fost mai mare. E destul de greu de descifrat petrolul în această perioadă. A fost observat în mișcare uh, petrolierul acela uh, iranian. Uh, avem uh, de asemenea uh, o uh, rundă de atacuri uh, în uh, zona Arabiei Saudite pentru facilități de producție. Asta nu, nu azi, dar în zile trecute și uh, piețele sunt uh, încă destul de detașate. Eu aș uh, simți aici uh, o o piață care tinde spre uh, tinde spre uh, testarea limitei superioare la 56-65 uh, a uh, unei proiecții, un interval de consolidare, dar care este foarte interesant și un reper de rezistență mai vechi. L-avem pe grafic din trecut și cred că este din trecutul mai îndepărtat decât ce se vede aici pe un M15. Ideea fiind însă că merge cu sentimentul pozitiv din piață de capital, dar cu o mică problemă. Problema este apropierea de această linie de trend descendent. Și faptul că uh, există stres vis-a-vis -vis de economia globală. Deci, cred că, uh, în curând, ne vom izbi de această barieră a liniei de trend și ea nu este ușor de spart. Însă, se observă și în această piață, ca și în cea de capital, ca și pe aur, o confluență a uh, unor momente cheie cu momentul temporal al sesiunii de vine. Cu alte cuvinte, Powell va avea puterea de a ne duce peste linia de trend sau sub. Așa cum văd lucrurile în prezent, mixul de factori fundamentali referitor la consumul din economia reală, din China, la evoluția comerțului global, la, chiar și la industria europeană și americană, aș spune că riscul pentru petrol este în cele din urmă descendent. Dar mai sunt o serie de factori specifici. Cine poate ști dacă nu mai avem un nou incident în golful, în zona străptorii Ormuz, în golful Oman sau, sau, sunt alte probleme în state producătoare din Africa. Am văzut acolo, știți că Sudanul de, zona între Sudan și Sudan, Sudanul de Sud este, este o zonă foarte instabilă acolo în Sudan, însă recent a existat o predare a puterii către un acord de împărțire a puterii dacă va duce la predarea către civili spre armată, deci că e pare să liniști, dar e aproape mereu un risc a inflamare acolo să se muleze peste alte peste un sentiment de piață sau peste alte aspecte și să ducă la o schimbare pentru petrol. Însă, așa cum văd lucrurile, încă pe trend ascendent, cu o șansă decentă de a atinge 56-65, dacă spargem acest nivel, 57-47 și linia de trend, de unde cred că e mai dificil să mergem mult mai sus. Dacă o facem, 58-25 și 58-81, suport 56-11, 55-61 și 54-62. Pe scurt, monedele virtuale nu sunt deosebit de palpitante. Dacă ziua ar închide așa, am avea, am avea un shooting star, ar fi un semnal de slăbiciune, de slăbire pe termen scurt, dar, dar ziua este la început și eu cred că avem așa o zonă de incertitudine care se lărgește în, în perioada următoare și poate să ajungă peste, peste o săptămână, cred că la fel de bine am putea fi la 11.600 ca și la sub 10.000 de, de puncte. Pare însă că a pierdut un pic de, de viteză și mi se pare că în zilele și săptămânile următoare există un, risc, un pic de risc descendent în această piață.